cred că trebuie să apăs pe un buton. Dar ce să aleg? Îmi fug ochii. Cred că îl voi alege pe cel roșu. Sper să nu arunce ceva greu în mine. Nu te îngrijora, Quentin. Nu va fi deloc înfiorător. Primești hârtie igienică. E moale și ușoară. Așteaptă puțin. Trebuie să iau toate rolele. Sunt o grămadă aici. Uite, gata. Putem începe. Sper să-ți placă. M-am străduit și am ales fiecare rolă special pentru tine. Pornim! Ce mai e și asta? Wow, câtă hârtie igienică! Și ce să fac cu ea? În orice caz, nu e cea mai rea alegere dintre toate. Dar nu trebuia să mi-o arunci fix în față. Și m-am gândit la ceva. Mă voi preface că sunt o mumie. Se pare că Quentin e mulțumit. Mă pot muta la Lily. Sunt o mumie revenită din morți! Obiect ciudat detectat de sistem. Trebuie înlăturat. Pornesc modul laser. Ce faceți? Sunt eu, Quentin! Uf, de-abia am reușit să mă ascund. Hârtie încinsă. Orice, dar nu asta. Puteau începe un incendiu, dar s-a terminat. Obiectul ciudat a fost înlăturat. Putem trece la al doilea participant. Baterie descărcată. Baterie descărcată. Am înțeles, trebuie reîncărcate bateriile. Imediat, trebuie să aștepți puțin. Ce mai? Începem. Conectez cablurile. Uite așa, super. Conexiune este, încărcarea începe. Cred că între timp trebuie să aleg un buton. Trag spre cel galben. Dar ce ciudat se apasă. Haide, Lily, adună-te. Gata. Măiculiță, ce mai urmează? Ciudat, nu se petrece nimic. Bateria e aproape încărcată. A mai rămas foarte puțin. Bun, minunat, funcționează. Trebuie să merg rapid la al doilea participant. Lily, vin, te așteaptă ceva interesant. Hei, își amintește cineva de mine? Am obosit deja apăsând pe butonul ăsta stupid. Cât se mai poate așa? Nu se petrece nimic, răspundeți-mi! Wow, ce dorință aprinsă de a juca. Mă mândresc cu tine, Lily. Primești deodată mai multe porții de apă de mare cu alge. Ce mai e și asta? De ce e așa udă? Nu plănuiam să fac duș. Poftim, te așteaptă atâtea porții de câte ori ai apăsat pe buton. Mă înnec, e prea multă apă aici. Dați-mi drumul. În sfârșit pot respira. Ce bine e. Probabil nu trebuia să apăs butonul de atâtea ori. Poftim, vei avea nevoie. Mersi. Parcă aș fi pe fundul mării. E ceva interesant aici. Trebuie să aștept până se scurge toată apa. Și nu sunt singur aici, sunt pești. Există oare ceva mai grozav? Timpul pentru a doua rundă. Nu-mi voi repeta greșeala, voi apăsa doar o dată. Oh, nu, a fost din greșeală. Lily a ales deja, minunat. Sunt convinsă că îi va plăcea această pizza. Pizza? Tare! Nu m-am înșelat, chiar am noroc. Mă bucur așa tare că mi-a zâmbit norocul. Minunat! Propun să adaugi puțin cașcaval. Nu e niciodată în plus pe pizza. Lily, prinde! Asta e pentru tine. Servește-te! Trebuie să-ți aduni puterile. Cașcaval? Nu se poate! Sunt cu adevărat norocoasă! Turnați mai mult! Nu vă opriți! Ce tare! Cu cașcaval pizza arată și mai apetisant. Nu am văzut niciodată ceva mai gustos. Gustearea mea e completă, pot înfuleca. Mi se puse așa de foame. Cred că voi mai adăuga niște cașcaval. Ce mai e și asta? Nu pare a fi cașcaval. Oh, nu! Șoricel! E un șoricel adevărat! Pleacă de aici! Ciudat! Ce zgomot e ăsta? Wow, un liliac! Uimitor! Dați-mi drumul de aici! Nu mă pot afla în același loc cu un șoricel! Nu te îngrijora, Lily! L-am prins! Haide, micuțule! Aterizăm! Nu voi lăsa să te supere! Nu mai ai nevoie de parașută! Ești așa drăguț! O comoară! Sper că vei fi prieten cu Lily! Du-te mai repede la ea! Probabil îi este dor! Iar eu merg spre Quentin! Wow! Deja e rândul meu, iar eu încă nu am ales! Fie! Să fie butonul cel verde! Sper să ascundă ceva bun! Te felicit! Ai făcut alegerea corectă! Culoarea verde nu te dezamăgește! Primești o găleată întreagă de gumă! Le-aș mesteca chiar eu, dar nu pot! Asta e regula!
totul îți revine ție. E ceva roz! Oh, e gumă! Nu trebuia să mă îngrijorez așa! Ce noroc! Tare! Cât de multă gumă! Pot nota în ea! Dar mai bine să o mănânc! Delicios! Mai vreau! Dar dacă aș face un balon, sper să-mi reușească! Wow! Arată super! Zboară! Am nevoie de mai multe baloane! Voi face o adevărată petrecere! Sunt convins că va fi haios! Deja intrăm în atmosfera de sărbătoare! Urmează mai multe! Wow! Câte baloane! Un balon? Se pare că Quentin s-a decis să facă baloane! Bună! Alătură-te petrecerii mele cu baloane! Mi se pare mie sau încearcă să scape? Bave să nu! Așa nu merge! Pornesc regimul laser! Ce s-a întâmplat cu baloanele mele? Au fost distruse! Rick! Mă bucur că ai revenit, Quentin! Mie și lui Lily ne-a fost dor de tine! Nu-i frumos să atârni cu capul în jos! Felicitări! Te-ai întors! Mă bucur că suntem toți! Capul meu! Parcă s-ar fi întors lumea cu susul în jos! Și uitați și o nouă rundă! Sper că deja v-ați prins de regula jocului! Oh, da! Și am și ales! Bravo! Asta da viteză! Jocul devine și mai interesant! Quentin, am vești bune! Pentru alegerea ta curajoasă primești gogoși! Poftă bună! Ce sunt astea, gogoși? Nu se poate! Ce multe sunt! Uimitor! Nu mi-ajung mâinile să le cuprind deodată! Încep cu asta! O, delicios! Gogoșile astea mă încarcă cu energie! Îmi vine să mă mișc, să cânt, să dansez, sunt vioi și puternic! Dar pentru început îmi voi mânca gogoșile! O, nu! M-am înnecat! Ajutor! Nu pot respira! Nu am aer! Trebuie să mă scap rapid de bucata din gât! Asta trebuie să mă ajute! Quentin, oare nu ți-au spus că nu-i frumos să arunci cu mâncare? Trebuie să returnez asta! Uf! Deși fie! Mănânc! Ce are? Uite-mă, Lily! E rândul tău! De data asta voi alege cu ochii închiși! Și se pare că nu e așa ușor! În sfârșit am nimerit! Să vedem ce e acolo! Ești mai puțin convinsă decât Quentin, dar ești oricum de lăudat! Păcat că de data asta nu ai avut prea mult noroc! Nu știu despre tine, dar eu nu aș vrea să fiu acoperită în aracet! Dar nu ai de ales! Ce mai e și asta? Ce turnați pe mine? Doar nu e aracet! Orice, dar nu asta! Iac, ce respingător și ce lipicios e! Nu-s cele mai plăcute sentimente! Rezistă, am mai rămas puțin! O, nu! Mi s-au lipit mâinile! Ajutor! Nu mă pot mișca! Din greșeală mai apăsat pe un buton! Orice, dar nu asta! Nu mai am nevoie de nimic! Uimitor! Lily are sete de joc! Neașteptat, dar e de lăudat! Ce mai, Lily? Te așteaptă niște minunate sclipiciuri! Trebuie să-ți placă! Doar nu în situația asta! Se vor lipi de mine! Stați! Ajunge! Nu mai am nevoie de nimic! Firar! Semăn cu un pom de Crăciun sclipitor! What? Ce mai e și asta? Eu zic că-ți vine minunat! Strălucești, exact ca un glob disco! Haideți să pornim muzica! Petrecere? Ce tare! Boxele la maxim! Încingem discoteca! Asta da stare de spirit! Tare! Dansăm cu toții! Repetați după mine! Vă descurcați super! Uite așa, prieteni! Bravo! Continuați! Mai activ! Continuăm! Dreapta, stânga! Super! Provocarea mai puțin ajunge la final și eu încă mă tem să aleg! Pe ce să apăs? Nu știu, mereu am îndoieli! Să fie butonul albastru! Ce e acolo? Spuneți-mi mai repede! Lily, ești așa de nesigură! Din păcate, de data asta ai și de ce! Nu te pot bucura! Iac, ce duhoare! Mă sufoc! Îmi dau lacrimile! Trebuie să fac ceva rapid! Voi astupa gaura asta! Ce bine că am un dop! Așa e mult mai bine!
Peștele împuțit e special pentru Lily. Ciudat, ce e cu dopul ăsta? Nu înțeleg nimic. Nu putem continua provocarea din cauza lui. Trebuie îndepărtat. Capul meu! Ce dureros! Am amețeli, cred că mă întind puțin. Acum putem continua. Lily, poftim peștele tău. Doar privește ce mult e. Ce se petrece? De ce îl aruncați aici? Nu vreau pește! Nu am nevoie de el! Nu am deloc aer din cauza lui! Iac, e respingător! Am nevoie de o mască de gaze! Poftă bună! Încă un pește! Du-te la Lily! Iac, nu o să mă mai spăl niciodată de asta! Trebuie să țintesc mai exact! Uite așa, minunat! O, nu! Orice, dar nu asta! Am pește în tricou! Cum să-l scot de aici? Nu-mi iese nimic! N-am să te deranjez, Lily! Lui Quentin îi este deja dor! Mă ocup numai decât! Înseamnă că e timpul să aleg! De ce e mereu așa de greu? Wow, ce buton interesant! Probabil ascunde ceva foarte interesant! Ai completă dreptate, Quentin, dar mai întâi trebuie să-ți pui casca, apoi vei primi ce ai ales! Cască? Foarte ciudat! Cum spuneți? Dar nu mi-e prea comod așa! Deși acum sunt complet asigurat! Înseamnă că putem începe! Pursecurile se îndreaptă spre cutia ta! Sunt delicioase, dar puțin cam tari! Ce mai e și asta? Ca și cum mi-ar pica niște cărămizi în cap! Ce bine că mi-am pus casca! S-a dovedit foarte necesară! Oh! Pursecuri! Uite și unul întreg! Și un ac? Nu înțeleg! Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să decupezi pursecul în 30 de secunde. Apropo, timpul se scurge. Baftă! De ce o fi apăsat pe butonul ăsta? Nu-mi reușește! Voi pierde! Trebuie să mă străduiesc! Nu vreau să fiu pedepsit! Ac stupid! Nu merge! Trebuie să ronță-i! Așa îmi reușește mai rapid! Haide, Quentin, grăbește-te! O, nu! Am rupt fursecul! Și ce voi păți acum? Nu te îngrijora, Quentin! Am văzut că te-ai străduit! Dar asta nu mă ajută! Ce coșmar! Sunt udlioarcă! De ce vărsați asta pe mine? Ioc! Ce mai scârboșenie! Pare a fi gunoi! Voi duhni pentru totdeauna! Doar tu ești de vină! Nu trebuia să pierzi! Final! Oare ce e înăuntrul cutiilor? Suzy, uită-te tu prima! Suzy? Adică eu? Sper să fie ceva prețios! Sau delicios! Aaa, nu e deloc delicios! Scârboșenie! Înțelegi că oricum nu ai de ales și trebuie să mănânci ghearele? Nu arată prea bine, dar n-ai ce face! Mi se face rău! Grețos! Ce plăcut e să privești la suferința lui Suzy! Deci așa? Deschideți seiful! Vedem atunci cine are mai mult noroc! Îl deschid! Sper să fie ceva bun acolo! Ura! Am o bucată imensă de tort delicios! Uimitor! Nu e doar o bucată, e un tort întreg! O, da! Delicios! Lily, te invidiez! Iar la Suzy mă doare să privesc! Mai rămâne să aflăm ce se află în seiful meu! Sper să am același noroc ca Lily! Ciudat! Pare a fi o poțiune! Oare ce se va întâmpla dacă voi bea? Ce s-a întâmplat? De ce ați înțepenit? Uimitor! Am devenit super rapid! Să verificăm cât! Vai! Luau parte! Ce zi minunată! Uf! Nu m-ar deranja să beau ceva! Scuze, fur cocktailul dumneavoastră! Delicios! Ciudat! Unde e cocktailul? Doar ce era aici!
Ce tare e să fii super rapid! Suzy, de ce mai stai? Lily, și tu? Oh, chiar! Cât timp nu observă nimeni, voi mânca tortul! Delicios! Oh, mai e o bucățică? Iar în locul ei, Lily o poate ajuta pe Suzy mâncând o gheară de pui. Gata! Acum mă plictisesc! Oh, cred că știu ce să fac! Mereu am fost curios să văd cum îi vin mustățile și barba lui Suzy. Iac! De unde e o gheară aici? Și unde mi-e tortul? Ce se petrece? Și de unde sunt măzgălelile astea pe mine? Quentin, ai încurcat-o! Știi ce am să-ți fac pentru că mi-ai mâncat tortul? Poftim! Ține! Țineți-mă, pip! Așa îi trebuie, huliganul! Ce să fie în safe de data asta? Sper să fie din nou ceva delicios! Putem afla printr-o singură modalitate! Quentin, tu trebuie să-l deschizi primul, așa vor domnițele! Ce mai e și asta? Lămâi? Sunt acre, dar cred că mă descurc cu ele! Dacă nu ești un slab, atunci te vei descurca! Eu? Slab? Le mănânc numai decât! E nebun! Iac, mi se face rău doar privindu-le! Și cine e slab aici? Nici nu m-am încruntat! Vai, vai! Uimitor! N-am mai simțit așa ceva! Dar vom considera că m-am descurcat! Suzy, rândul tău să deschizi seiful! Uimitor! Ce cadou grozav! Ador popiturile! E singura jucărie care chiar te relaxează! Cât se mai poate! Suzy? Ești cu noi? Hei! Ești vie? Ce se petrece? Ah, da! Eu sunt bine! Parcă popitul e prea interesant! Acum e rândul meu să deschid seiful! Uimitor! E un fel de carte ciudată! Sper să aibă vrăji interesante! Vingarium, Defodio, Descendo, Portus! Aaaa! Ce se petrece? Ajutor! Pe masă se târăște o mână adevărată! Cineva să ne scape de ea! Aaaa! Puteți să nu mă deranjați? Stop! Mâna asta crede că-mi poate fura popitul? Ba nu e așa! Îi arăt eu ei! Lily, dă-mi cartea! Mână, ai încurcat-o! Ține asta! Gata, nu ne va mai deranja! E totul bine? Aproape că nu m-am speriat! Doar căutam ceva pe podea! De data asta eu voi deschide prima seiful! O sticluță? Înăuntru sigur are ceva delicios! Mai rămâne doar să o deschid! Haide, deschide-te! Gata! Se pare că înăuntru are jeleu delicios! Sper să fie așa! Tare! Mă mulțumește! Dă-ne și nouă să gustăm! Sigur! Nici nu vă uitați la sticluța mea! Oricum nu primiți nimic! Lily, acum poți deschide seiful! Iac! Orice, dar nu asta! Urăsc ceapa! Și ce? Oricum trebuie să o mănânci!
Așa că haide, începe! Ce scârboșenie! De ce cineva se bucură de jeleu delicios, iar eu trebuie să sufăr din cauza cepei? Oare ce mă așteaptă pe mine? Un ibric? Ce să fac cu el? M-ai trezit! Bună dimineața! Îți voi îndeplini 3 dorințe! Wow! Vreau jeleu ca al lui Suzy! Wow! Mersi! Suzy chiar avea dreptate! E delicios! Și mai am o dorință legată de Lily! Wow! Ce frumoasă sunt! Sunt o prințesă adevărată! Ce? Și eu vreau să fiu prințesă! Quentin, dă-mi lampa! Și eu vreau să-mi pun dorințe! Ba nu! Ea mea! Wow! Se pare că Suzy acum la fel de verde precum jeleul! Lily, și tu ești așa frumoasă! Pot să te invit la întâlnire? Desigur! Mulțumesc de compliment! Eu mi-am făcut treaba! Pe ce s-a pus? Cred că culoarea mea preferată, roșul, nu mă va dezamăgi! Bună alegere! Acest buton îți oferă tăieței! Dar nu obișnuiți! Te așteaptă niște tăieței cu aromă de ardei iute! Poftim, Suzy! Vai! Cu grijă! Nu credeam că așa îmi voi primi premiul! Acum sunt plină de tăieței coreeni! Dar nu-i nimic! Sunt încă foarte gustoși! Am nevoie de bețișoare pentru a-i mânca cum se cuvine! Fără ele, tăieței nu sunt tăieței! Cât de tare e asta! Să stai și să mănânci tăieței grozavi! Care, apropo? Sunt foarte... picanți! Ard! Ajutor! Voi, se pare că avem un incendiu! Cu toții! Nu! Cred că pot stinge această flacără foarte repede! Am un stingător! Suficient! Deja m-am stins! Doar mă umpli de spumă! Încotro! Firar! Important e că l-am stins! Prea multă spumă! Ce ar trebui să aleg? Cred că mă voi folosi de cunoștințele de karate! Kia! Bună alegere, Wendy! Vei primi bomboane pocnitoare! Mie îmi plac! Sper că și ție! Ui, e ceva strălucitor! Și delicios! Ce tare! De asemenea, pocnesc! Îmi place foarte mult! Nu am gustat niciodată un asemenea deliciu! Și mai sunt atât de multe aici! Aici, cu siguranță, mâinile nu sunt suficiente! Am nevoie de un polonic! Cu cât mai mare, cu atât mai bine! Delicios! Și foarte zgomotos! Foarte, foarte zgomotos! Ce frumos! Focuri de artificii adevărate! E o sărbătoare! Ce contează ce aleg? Oricum nici nu știu ce se află în spatele butoanelor! O alegere excelentă! Rolele de hârtie igienică te așteaptă! Wow! Am crezut că va fi doar mâncare! Nu! Te așteaptă o grămadă de hârtie igienică! O grămadă uriașă! Suficient! Cât de mult trebuie să mănânc ca să pot merge așa la toaletă? Exact! Toaletă! Cred că Nutella este perfectă pentru hârtia igienică! Dacă ungem hârtia igienică cu cremă de ciocolată, atunci Suzy cu siguranță va fi șocată! E o farsă foarte amuzantă! Ei bine, Suzy! Prinde gustarea! Îți va plăcea!
ce? Gustare? Oh, nu! E caca! Ce-am făcut să merit asta? Pleacă! Ce-i asta? Încearcă să ghicești! Cred că mi-am dat seama! Miroase delicios! În plus, ciocolata are și gust bun! Am uitat ceva! Trebuie să apăs deja butonul! Norocoasa! Butonul ăsta îți dă o grămadă de bani! Felicitări! Un premiu minunat! De acord! Sunt norocoasă! Acum sunt bogată! Oh my God! Ador banii! Banii mei iubiți! Oh, ce am făcut? Ai apăsat butonul! Și ce noroc! Primești apă! Bucură-te de baie! Oh, nu! Nu aveam de gând să mă spăl! Ce-i asta? Pirar! Și de unde e peștele? Iac! Nu mă așteptam la asta! Pirar! Banii mei! S-au udat! Au fost și nu mai sunt! Ce faci? Nu se vede! Îmi usuc banii! Ești mai isteață decât credeam! Ce s-a pus de data asta? Cred că voi apăsa butonul verde! Aha! De data asta ești foarte norocoasă! Pentru că după acest buton te așteaptă bezele delicioase! Foarte gustoase și foarte moi! Chiar prea moi! Prinde-le! Ce se petrece? Oh, nu! Ce-i asta? Oh, o ninsoare adevărată! Cu bezelele mele preferate! Ce frumoase sunt! Parcă ar fi iarnă! Îți place? Le iubesc! Nu e doar frumos, dar și delicios! Bezelele sunt grozave! Grozave, zici? Bezelele sunt desigur delicioase! Doar ce zici de niște uscătoare de păr? Va fi de asemenea foarte distractiv! Ce delicios! Și aici a devenit foarte cald! Ciudat! Acum nu e vară deloc! Dimpotrivă, trebuie să fie frig! Ce faci acolo? Acesta e un cadou suplimentar pentru tine! Puțină căldură! Pentru ce? Bezelele se topesc! Încetează! Please, stop! No, please! Să încetez? Ei bine, nu! Nu mă opresc! Te rog, suficient! Te implor! S-au transformat deja în lichid! Oprește-te! Nu le pot mânca! Nu țipa! Deja m-am oprit! Ce nu-ți place? Acum bezelele sunt foarte lipicioase! Sunt acoperită de noroi alb! Uite ce ai făcut! Oh! Iac! Ce mai e și asta? Hey, you! Vreau să mănânc! Ei bine, pe ce buton s-a apăs? Cred că e timpul pentru cel albastru! O alegere grozavă! Ceva foarte special te așteaptă! Înainte să te servesc, trebuie să mă protejez! O grămadă de brânză delicioasă! Și felul în care miroase e pur și simplu uimitor! Susie, ești gata de gustare? Dacă da, atunci ține! Poftă bună! Sper că îți va plăcea! Ce-i asta? Ce e delicios aici? Nu înțeleg nimic! Pare a fi brânză! Asta e brânză împuțită! Oh, wow! Sunt pe cale să vomit! De unde e mirosul ăsta? E imposibil să respiri în cutia asta! Îți place acest cadou? Miroase delicios!
Am făcut tot ce am putut. Mi-am petrecut toată ziua alegând cea mai împuțită brânză. Și se pare că eforturile mele nu au fost în zadar. Ei bine, ce ziceți? Văd că v-ați bucurat de aromat. Vă pot oferi niște măști speciale. Ura! Aer proaspăt! În sfârșit! Sper că voi avea noroc. Vreau să mănânc ceva gustos. Dacă ai ales butonul galben, atunci te așteaptă o gustare galbenă. Acum voi alunga albinele. Și de îndată ce fac asta, un butoi întreg de miere dulce uriașă va veni spre tine. Cât de lipicioasă e! Grozav! Ce miros! Foarte proaspăt! Atât de gustos și de elastic! Gata cu vorbăria! E timpul să încerci această miere minunată! Și asta? Și asta? De ce e atât de lipicioasă? Chestia asta m-a acoperit complet! Da, e foarte gustoasă! Serios? Înseamnă că trebuie să gust! Într-adevăr, mierea e bună! Mă bucur că e atât de multă! Pot să mănânc la nesfârșit! Mă pot scălda în miere! E foarte tare! Oh, nu! Unde e miere sunt și albine! Dar sunt puternică! Mă voi ocupa rapid de aceste creaturi zburătoare! Se pare că cineva apasă pe butoane! Înseamnă că ai nevoie de mai multe cadouri! Penele sunt perfecte! Ține asta! Poftim! Ce? De unde sunt atâtea pene aici? Mă transform într-un om de zăpadă! Și nu-mi place asta deloc! Și asta nu e tot! Vine și niște lapte! Exact de ce ai nevoie cu mierea! Încă nu am râs de tine! Pentru că ai apăsat pe atâtea butoane, te mai așteaptă un cadou! Nu mă mai surprinde nimic! Ce e de data asta? Cred că-ți plac floricelele de porumb! Eu personal pur și simplu le ador! Sunt atât de delicioase! Și din moment ce viața bate filmul, floricelele vor fi foarte utile! Ce? Floricele de porumb? Așa mai zic și eu, noroc! Îmi plac foarte mult floricelele de porumb! Sunt gata să mănânc doar floricele mereu! Pentru că e cel mai delicios lucru pe care l-am mâncat vreodată! Știi ce? Pentru grămada de floricele sunt gata să-ți iert orice! Delicios! Ce s-a apăs? Nu vreau albine! Să fie butonul cel verde! Nu trebuia să-l apeși! Nici n-ai idee ce te așteaptă! Te așteaptă niște drăgălășenii care se numesc de obicei gândaci! Am destui! Au chiar propria casă de pământ! Vorbesc cam mult! E timpul să mănânci! Ce e asta? Oh, nu! Ce e? E pământ? Dar ce să fac cu el? Nu cunosc pe nimeni care să mănânce pământ! Ce se presupune că ar trebui să fac? Mai mare! Orice, dar nu gândaci! Te implor! Te rog! Se târăsc! Sunt peste tot! Mă vor mânca! Ajută-mă! Salvează-mă! Nu mai rezist! Nu mai rezist! Ce? Asta nu e conform regulilor! Ai stricat bunătate de cutie! Cum am îndrăznit să fug așa? Eu nici nu pot sta în poziția asta! Ciudat! Monica, tu începi! Eu? Dar de ce eu? Fie, haideți să încercăm! Sper să am noroc! O, din prima ai nimerit ceva foarte interesant! Te așteaptă ouă de găină! Cine nu le adoră? Important e să-ți păzești capul! Au, doare!
ajunge! Hei, și ce să fac acum cu grămada asta de ouă sparte? Aici nici omletă nu pot să fac măcar. Nu-ți rămâne decât să stai cu ele precum o găină. Emma, rândul tău. Încerc să apăs pe verde. Wow, Emma, ai mai mult noroc decât prietena ta. În loc de ouă înfiorătoare, primești aripioare apetisante de la KFC. Dar există un dar. Sunt foarte iuți. Dar asta vei afla puțin mai târziu. Ce mai e și asta? Ce e cu scârboșenia asta? Uită-te mai atent, sunt aripioare de la KFC. Ah, chiar, atunci mă bucur, ador aripioarele de la KFC. Incredibil, ce mai apetit! În locul tău aș avea mai multă grijă. Dar de ce? Aripioarele sunt delicioase. Vai, sunt picante! De ce nu m-ați avertizat? E oribil, ard complet! Cum adică de ce? Nici nu trebuia. Cu atât mai mult că e timpul ca Zec prezentatorul să o șteargă, iar în locul lui vine Zec pompierul. Emma, închideți urechile să nu-ți intre apă în ele. Te voi stinge chiar acum. Mai repede! Mai repede! Gata, din nou Zec i-a salvat pe toți. Din cauza ta s-a și întâmplat. Nu știu despre ce vorbești. Ciao. Monica, ești din nou prima. De ce s-a apăs? Cred că mă voi opri la butonul galben. E deasupra mea exact ca un soare, de aceea sigur îmi va aduce noroc. Minunată alegere! Culoarea butonului coincide cu culoarea a ceea ce urmează să primești. Crede-mă, îți va plăcea. Este aur. Adevărul e că e puțin neobișnuit. Ce contează? Mă bucur de aur sub orice formă. Tare! Atunci poftim aur lichid. Lichid? Nici nu știam că există. În fine, mă mulțumesc și cu cel lichid. Și asta nu e tot. În plus primești și monede de aur. Nu sunt cu nimic mai prejos decât aurul adevărat. Tare! Acum sunt bogată! Foarte bogată! Ura! Trebuie să împărtășesc mai rapid cu toată lumea. Sunteți toți obligați să știți că Monica e acum bogată. Ce mai? Doar ce l-a primit și deja le spune tuturor. Fie ca tot să fie uimiți acolo, chiar e mult aur. Vai, se pare că bogăția dă amețeli. Emma, vin spre tine. V-ați jucat vreodată piatră, farfecă, hârtie cu voi înșivă? Mi se pare că e o rezolvare grozavă a oricărei probleme. Acum pot decide cu care mână voi apăsa. Totul este clar, e treaba mâinii drepte. Și eu vreau aur, voi apăsa și eu pe butonul galben. Din păcate, nu așa funcționează. În loc de aur, tu primești acest minunat băianjen. Dar nu te îngrijora, cu siguranță vă veți împrieteni. Unde mi-e cadoul? Cât se mai poate să aștept? Ridică privirea! E un băianjen! Nu! Te implor! Nu mă mânca! Te rog, ajunge! Luați-l de pe mine! Uimitor! Se pare că a început o adevărată bătălie acolo! What? Ce se petrece? De ce am leșinat? Ce e cu sunetele astea? Incredibil! Se pare că Emma chiar are nevoie de ajutor! Dar mi-e foarte teamă de insecte! Nu le suport! Oh my God! Mulțumesc! Nimeni nu o salvează pe piata Emma! Și de ce să te salvăm? Domnul Păianjen a plecat singur deja! Te descurci și singură! Monica, ești din nou prima! Alege mai rapid butonul! Aici e un buton special în cinstea zilei mele de naștere! Așa că vreau să-l apăs! Oare ce cadou voi primi? Se poate zi de naștere fără confeti? Desigur că fără ele petrecerea nu e aceeași! Așa că închideți urechile, imediat va exploda! Ah, ce zgomot!
zgomot! Surzesc! Și asta nu e tot! Urmează felul principal! Ți-am pregătit un tort imens, așa că prinde-l repejor să nu pice! Incredibil, ce grozav e! Nu am văzut niciodată un tort mai grozav! Mulțumesc mult! Pune-ți o dorință și suflă în lumânări! Vreau să fac asta la suprafață! Îmi doresc ca tortul pe care urmează să-l mănânc acum să fie cel mai delicios tort din viața mea! Sper să fie chiar așa! Tare! Vrei să împarți cu mine tort? Eu nici măcar nu l-am gustat! Hei! Hei! Stai așa, mai întâi vreau să mă satur eu! Zgârcioago! Îl vei înfuleca cu totul! Mâncăcioasă! Ce se petrece acolo? De ce nu vine nimeni la mine? Okay. Wow, e ziua de naștere a Monicăi? La mulți ani! Domnule prezentator, veniți și la mine! Chiar ar fi timpul! Oricum Monica nu vrea să mă servească! Sunt doar flămândă! Dacă butonul zi de naștere te servește cu un asemenea tort, atunci îl voi apăsa și eu! Cum de nu înțelege, aveți premii diferite! Nu am avut timp să fac al doilea tort, dar am luat la mine toate ingredientele! Așa că îți poți face tortul singură! Începem cu făina! Ce se petrece? Ajunge! Sunt toată albă, nu văd nimic! Eu înțeleg, dar trebuie să înduri! Pentru că te așteaptă foarte multe ingrediente! De exemplu, lapte! Oftim! Ajunge! Ce să fac cu laptele? Nici nu-l pot bea! Sunt udă lioarcă și plină de făină! Nu mă certa! E timpul pentru cel mai delicios ingredient! Siropul de ciocolată! Pregătită? Pornim! Ce faceți? Nu vreau asemenea tort! Siropul e desigur delicios, dar acum sunt plină de el! Sunt toată lipicioasă și nu văd nimic! Suferința va fi răsplătită! Pentru că acum te așteaptă bombonele delicioase și colorate! Deja ești tu însă-ți delicioasă precum un tort! Doar ce apucasem să ling siropul! Fie, bombonelele măcar sunt delicioase! Deja e mai bine! Și în final, frișca! Ce tort e ăla fără frișcă? Haide, deja nu mă mai uimește nimic! Și frișca e delicioasă, așa că toarnă cât o dorești! Și ultimul retuș, lumânarea! What? Acum ești un adevărat tort! Ce tort e ăla fără lumânări aprinse? Ura! La mulți ani! Deja m-am săturat! Și mai ce? Alune? Ciocolată? Bomboane? Nu! Tortul este gata! Acum doar petrecerea! Foarte haios! Ce se petrece acolo? Chiar că se mențin cu un tort imens, Emma? M-am străduit! Ta-da! Așadar, cine va fi prima? Mary! Tu! Te felicit! Acum voi pregăti cele necesare! Nu-mi place să aștept! Cred că am să apăs pe buton! Ce e acolo? Nu înțeleg! De ce Kate a apăsat pe buton? Fie, e alegerea ei! Nu se petrece nimic! Începe! E cola! Îmi place! Mai vreau! A fost alegerea corectă! Norocul e de partea mea! Dar de ce așa puțin? Mai vreau! Kate, mă uimești! E nerușinare din partea ta! Trebuie să născocesc ceva! Am nevoie de mai mult! Tare! A mers! E nevoie de o sticlă mai mare!
Gata, nu mai vreau. Mersi, ajunge. Deja e prea mult cola. Scuze, dar trebuie să-l torn pe tot. Mă sufoc. Dați-mi drumul. Wow, se pare că e de rău. E ca un pește în acvariu. Rezistă, Kate, știu ce să fac. Vom face o explozie și toată cola va dispărea. Vei fi liberă, pregătește-te. De unde e atâta spumă? Ce se petrece? Mi s-au dat tot nasul. Cum ești, Kate? Încă nu-mi dau seama. Vreau să respir. Mai vreau. Mă bucur că am reușit. Te las puțin singură, mă duc la Mary. Sunt deja aici. Grozav, e timpul să fac alegerea. Și voi apăsa pe butonul cel galben. Ce e acolo? Așa, totul clar. Am nevoie de pistoale pentru baloanele astea de săpun. Pregătește-te, Mary. Începem. Ce frumusețe. Uimitor. Parcă m-aș fi transpus într-o poveste. Mă bucur că-ți place. Și asta nu e tot. Continuă, Zec, să sparg balonașele o adevărată plăcere. Ba chiar pot face o petrecere cu balonașe. Mi se pare cam plicticoasă. Gata, spuma din pistol. S-a terminat. Dacă-ți place, o pot turna pe toate deodată. Asta e pentru tine, Mary. De unde atâta apă? Ce se petrece? Unde-mi sunt balonașele de săpun? Nu văd nimic, mi-a intrat spumă în ochi. Scuze, dar nu putea dura la nesfârșit. N-am avut decât să-i pun punct. Ce alunecos e? Cred că mai bine stau nemișcată. Alegerea corectă. Acum odihnește-te. De-abia aștept să continui. Sunt gata să apăs pe buton. Îmi place cel albastru. Super! Jocul continuă. Deja fug, Kate. Nu te îngrijora. Din nou ai nespus de mult noroc. Ți-am pregătit niște bezele dulci și delicioase. Le-aș mânca chiar eu, dar nu pot face. Sunt toate ale tale. Și din nou mi-a zâmbit norocul. Grozav! Începe să-mi placă provocarea asta. Bezelele sunt așa pufoase. Minunat! Cum ești? Wow, ăsta da apetit. Sunt gata să mănânc bezele la nesfârșit. Ce bine că sunt așa de multe. Mersi, Zec. Mereu la dispoziția dumneavoastră. Apropo, pare a fi un hamster cu fălcuțele pline. Gata, eu am plecat. Mary mă așteaptă. Aproape m-am hotărât ce buton să aleg. Trebuie să mă concentrez și să dau direct la țintă. Butonul verde, minunat! În spatele lui se află niște chipsuri iuți. Wow, arată interesant. Doar de la o simplă atingere cu limba iau foc. Nu te invidiez, Mary. Te joci cu focul, la propriu. Deschide gura mai larg. Wow, sunt nachos. Ce tare. Înseamnă că din nou am noroc. Zec, nu te zgârci, aruncă-le pe toate. Ce plăcut crocante sunt. Vreau mai mult și mai mult. Cred că reacția va începe în curând. Foc! Ce se petrece? De ce s-a încălzit așa rău aici? Ard! Nu trebuia să stau așa aproape. Foc, minunat. E timpul să-mi prăjesc bezelele. Ce grozav iese, mersi, Mary. Cred că mi-e mai bine. Trebuie să mă întind puțin. Bezelele sunt așa de moi și fine. O încântare. Mă simt puțin cam șifonat și ars. Ce bine că totul a luat sfârșit. Ce faci, Kate? În sfârșit mi-am revenit. Putem continua. Kate aproape și-a ales butonul, super. Lăsați-mă un moment, nu mă pot nici cum decide. Gata, am apăsat. No, please. Nu ai de ce să-ți faci griji. Ai noroc. Vai, priviți, chiar nu mă pot abține. Ador Nutella. Gata, nu mai mănânc niciun strop. E toată pentru Kate. Servește-te. De ce e așa de lipicios? Ce e asta?
M-am prins! Ciocolată! Nu te opri, Zec! M-am gândit la ceva! Trebuie să-mi fac un sandwich dulce! Ce bine că am pâine pentru toți la îndemână! E așa de moale! Minunat! O voi lua și o voi scufunda în ciocolată! Ce sandwich imens îmi iese! Wow! Timpul să-l mănânc! Nici nu m-aș fi putut gândi la ceva mai bun! Dumnezeiesc! Ce-i cu tine, Kate? Sunt în al nouălea cer! Mersi, Zec! Mă bucur, dar tot nu înțeleg de ce ești plină de frimituri de pâine! Sincer, nu-i cea mai plăcută priveliște! Gata cu vorbăria cu Kate! E rândul meu! Ce mai? Observ că ai ales deja! Chiar acum vom găti gogoșele! Pentru început e nevoie de făină! Oprește-te! Nu-mi place făina! Din cauza ei îmi vine să strănut! Acum avem nevoie de ouă! Deja vin! Prinde, Mary! Ouă? Asta e bătaie de joc! Și lapte! Super! Așa scrie în rețetă! Nu trebuie să ne distragem de la ea! Să vedem ce avem aici! Aha, e timpul să le mixăm! Vai! Dar unde sunt ustensilele? What? Ce se petrece? Am în cap niște chestii de metal! Aproape că uitasem! Avem nevoie de glazură! Asta e ultimul retuș! Torn! Ce lipicios! Nu-mi place chestia asta deloc! Cred că am făcut tot ceea ce era necesar! Chiar nu mai suport asta! Mary! Doar unde ești? Mi-am amintit, avem nevoie de bombonele! Doamne, ce frumusețe! Arăți incredibil! Mersi, dar oricum mă enervează! Iar după mine a ieșit minunat! Mă bucur doar că e delicios! Aici devine cam plictisitor! M-am săturat să aștept! Kate a apăsat! Super! Deja vin! De data asta mă va ajuta o ghicitoare și mi-a șoptit că trebuie să apăs pe butonul ăsta. În sfârșit începe distracția! Ce încântat sunt! Gândaci ăștia minunați se duc către Kate chiar acum! Sper să nu se prindă căs de jucărie! Un moment! Aproape că uitasem! Trebuie să adaug unul adevărat! Pentru diversitate! Ca să ne dea crezare! Vin aici, micuțule! Acum sigur e totul pregătit! Putem începe! Ce e acolo? Uf, pare a fi pământ! Respingător! Nu-mi place asta deloc! Pământ! Sper că aici să ia totul sfârșit! Nu se poate! E plin de gândaci! Să mă scap de ei! Dați-mi drumul de aici! Mă tem de insecte! Nu poți ieși! E împotriva regulilor! Întoarce-te numai decât! Uite, asta e complet altceva! Dar nu vreau să stau aici! Mi se pare mie sau gând aceștia nu sunt adevărați? Uf, exact! M-am temut degeaba! Mă pot relaxa! Credeai că mă sperii, Zec? Nu-ți merge! Și asta ce mai e? Se pare că am un gândac în cap! Și se mișcă! Orice, dar nu asta! Pleacă de aici, pacoste! Ține asta! Vai! Mă ia cu amețeală! Mi-e rău! Bună, prietene! Mă bucur că ești afăr! Vino aici! Mi-ai fost de mare ajutor! Mersi! Alegerea mea trebuie să fie exactă! N-am dreptul la greșeli! Ce-i acolo? E timpul să ne răcorim! Am adus niște zăpadă! Așteaptă, Mary! E așa de rece! Trebuie să mă încălzesc! E doar a ta! Poftim! Nu înțeleg nimic! Ce-i asta? Vai, ce frig e! Doar nu e zăpadă! E foarte frumoasă, dar încep să îngheț! Am o idee! Trebuie să mă învelesc imediat cu o păturică! Mult mai bine! Dar mă tem că nu-i destul! Am nevoie de o căciulă călduroasă! Ce bine că am una la mine! Mi-e de mare ajutor acum! Uite așa, minunat! Acum e mai cald! Iar acum mă pot juca! Ador zăpada! E așa haios! Simt spiritul Crăciunului! Mai multă zăpadă! Super! Nu te opri, Zec!
Dacă adori așa tare activitățile de iarnă, atunci propun să ne jucăm. Nu e o idee rea, sunt pregătită. Păzea! Ce aruncare exactă! Ești profi! Mary, nu crezi că ajunge? De-abia acum am prins gustul. Ce bine te miști, trebuie să țintesc mai bine. Sunt gata de aruncarea cea mare. Bulgărul tău nu m-a nimerit pe mine. Bună dimineața! Ce se petrece? De unde e zăpada aici? Bravo, Mary! Ai nimerit exact în Kate! Văd că nimeni nu se hotărăște să apese. Trebuie să aleg eu primul concurent. Lily sau Emma? Eu sunt pregătită. Ce este? Emma, aveam încredere în tine, bravo! Deja fug! Numai decât vei primi ceea ce se ascunde după acest buton. Apropo, e o imensă și delicioasă gumă. Sunt convins că îți va plăcea. Prinde! Nu înțeleg, ce e asta? Wow, chiar e gumă? Super, nu te opri! Cât de multă e! Mereu am visat să primesc atât de multă gumă. E timpul să gust. Dulce și moale, exact cum îmi place. Se pare că am ales butonul corect. Asta-i sigur. Timpul să facem baloane. Mă pricep de minune la asta. Vai, se pare că balonul a apăsat pe un buton. Tare, ceva trebuie să iasă din asta. Emma, mai apăsat un buton? Neașteptat. Ce mai? Alegerea ei. Emma, primești Coca-Cola. Trebuie să-ți placă. Ce mai e și asta? Nu înțeleg. De unde atâta apă? Și de ce e maro? Nu e apă, e cola, doar ce ți-am zis. Cum se simte? O, observ că Emma nu are nicio reacție. Bine, atunci trebuie să mă folosesc de ingredientul secret. De Mentos! Urmează o adevărată explozie! Niște bombonele, pentru ce e nevoie de ele? Să fie oare Mentos? Măiculiță! Începe! Ce bine că am o umbrelă la mine! Emma, cum ești? Bună! Sunt înăuntrul unui balon imens! De asta nu avea nicio reacție! Nu-i nimic! Voi corecta asta numai decât! Ești sigur? Ups! Prea târziu! Uite, așa e mai bine! Lily, am terminat cu Emma! Vin spre tine! Ce ai ales? Sincer, încă nu m-am decis. Voi apăsa la întâmplare. Și se pare că am nimerit butonul galben. Ce e acolo? Mai repede, aștept! Nu vreau să te întristez, dar mă tem că nu-ți va plăcea deloc. E o farfurie întreagă de brânză mucegăită. Ce miros respingător! Cred că ceva s-a mucegăit. Trebuie să mă scap rapid de asta. Poftim, Lily! Brânză mucegăită! Nu o suport! Dați-mi mai repede masca de gaze! Mă sufoc! Oh my God. Doamne, ce greu e! Lasă-o înapoi! Lily, e împotriva regulii! Nu poți refuza ce ai ales! Nu-mi pasă! Oh, nu! Brânza spică spre Emma! Cred că e o greșeală! Nu am apăsat nicăieri! Luați-vă brânza mucegăită înapoi! Scuze, Emma! Pentru toate doar Lily e de vină! Și apropo, nu ai voie să ieși din cutie! Stai numai decât la loc! Ce faceți? Nu trebuie să mă bateți! Eu chiar nu înțeleg ce se petrece aici! V-am zis deja că nu aveți voie să ieșiți din cutie! Dar nu am aer! Lily din nou cu ale ei! Ține! Ce fete neascultătoare! Credeți că ne speriați așa ușor? Nu merge! Dați-mi mai repede stupidul ciocan gonflabil! Ce mai clown! Sper că de data asta ne va fi mai ușor să comunicăm! Dar mai întâi trebuie să facem o alegere! Îmi fug ochii! Cred că voi alege butonul galben din nou! Nu-i rău, Lily! Fug spre tine! Bravo! Te felicit pentru alegerea făcută! Te așteaptă căpșunele bine coapte și aromate! Au! Mi-a picat ceva în ochi! Oh, căpșunică! Super! Ador fructele! Cred că doar una e prea puțin! Mai am suplimente pentru tine! Prinde! Sunt toate ale tale! Wow! Precipitații cu căpșunele! Tare! În sfârșit am noroc și primești ceva delicios! Astăzi e o zi minunată! Mi se pare că lipsește ceva! M-am prins! E nevoie de frișcă! Se potrivește de minune cu căpșunelele! Și asta ce mai e? Să fie frișcă?
Cred că merită să încerc să-mi scufund căpșunelele în ea. Gata! Este îndeajuns! Cum spui, Lily? Cu atât mai mult că tubul este gol. Gata! Mă duc spre Emma. Firar, toată cutia mea e plină de frișcă. Oh. Lily, arăți minunat! No. Top! Ajunge cu astfel de complimente! Firar, nu mi-împărtășește sentimentele! Inima mi este frântă! Plec! Ce ai acolo, Emma? Încerc să-mi dau seama, dar până acum nu-mi reușește! Fie ca de data asta să fie butonul albastru! Sirop de ciocolată! Nu-i rău deloc! Nici eu n-aș refuza să beau un castron mare ca să-mi vindec rănile inimii! Ce mai e și asta? Până acum nu-mi place deloc! Wow! E ciocolată! Îmi retrag cuvintele! Foarte delicios! Mai vreau! Tare! Dumnezeiesc! Asta a fost! S-a golit! Ce apetisantă arată! Emma, voi lua puțin! Poftim? E ciocolata mea! Nu-mi propun să împart! E o porție pentru o persoană! Emma s-a hotărât de asemenea să-mi frângă inima! M-am săturat! E timpul răzbunării! Dacă ești așa rece și lipsită de sentimente, poftim o porție de gheață! Ce frig e! Ce se petrece? Măiculiță, îmi tremură dinții! De-abia mă mișc! Îmi îngheață tot corpul! Tu ești de vină! Wow, ce tare a înghețat! De acum vei ține minte! M-am săturat de așteptat! Apăsați un buton! Aproape m-am hotărât! Un moment! Lily, super! De lăudat! Imediat vei primi ceea ce meriți! Aici sunt! Sper că ești pregătită! Nu te teme, te așteaptă ceva delicios! O pungă enormă de jeleuri! Așa că e grozav? Cât de bine miros! Cred că voi gusta puțin, iar restul e pentru tine! Ceva mic și colorat! M-am prins! Sunt jeleuri! Super! Cât de delicioase sunt! Doar nu fi tot! De ce o porți așa mică? Mai vreau! Lily a apăsat pe încă un buton? Ce mai? Alegerea ei! Fie! Mai primești jeleuri! Un moment, am o idee! Dar dacă aș topi jeleurile? Gustul rămâne același și doar forma se schimbă! Să vedem ce părere va avea Lily! Voi lua uscătorul și voi porni la viteză maximă! Pornim! Mi se pare un plan foarte malefic! De-abia aștept să-i văd reacția lui Lily! Gata! Finalul e aproape! Nu seamănă deloc ca jeleuri! Ce e lichidul ăsta grețos? E suplimentul pe care l-ai cerut! Eu am cerut altceva! Ăsta nu-i jeleu? Deși poate greșesc! Exact! E jeleu! Ce delicios! Păcat că nu am gustat niciodată până acum! Ar fi devenit desertul meu favorit de mult! Probabil Lily plânge! Oh, nu! Doar nu îi place! Planul meu malefic a eșuat! Gata! Plec! Emma, bucură-mă cu alegerea corectă! De-a ști care e aceea! Oh, e un os desenat aici! Oare ce înseamnă asta? Cred că merită să încerc! Wow. Ce alegere curajoasă! Oșciorul zici! Numai decât vei afla ce înseamnă! Bună, prietene! Fugi la mine! Bravo! Dă-mi osul! Micuțul știe perfect toate comenzile! Ce să facem noi cu tine? Să continuăm jocul? Știu că asta-ți dorești! Prinde osul! Bună! Cu siguranță nu mă așteptam să văd un cățel aici! Micuțule, îmi placi! Rămâi! Te voi mângâia și scărpina! Uite așa! Și tu ai observat butonul ăsta? Cred că-ți place! Oh, l-ai apăsat? Și dacă nu trebuia? Emma a apăsat pe același buton? Fie, alegerea ei! Dacă prietenul meu e înăuntru, trebuie să-i trimit o cutie de mâncare! Ce neplăcut miroase! Ioc! Ce mai e și asta? Bunătăți pentru prietenul nostru blănos! Micuțule, stai jos! Te apăr eu! Nu te teme, totul va fi bine! Când va lua totul sfârșit? Gata, ajunge! Și wow, cred că asta e mâncare specială pentru tine! Haide, bravo, micuțule! Poftă bună! Ai nevoie de o gustare, doar nu te grăbi! Firar, mâncarea s-a terminat! Mănâncă, nu-ți fie rușine!